și domnilor, suntem astăzi la o emisiune specială, Observatorul Live, împreună cu Mihai, un dependent de jocuri de noroc, care a ales să-și spună povestea în speranța că va salva copii prin puterea exemplului negativ pe care îl va da. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Mulțumim noi, în primul rând, pentru că ai acceptat să vii la noi în emisiune, să stăm de vorbă și să ne povestești ce înseamnă un dependent de jocuri de noroc. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cum a început totul? Totul a început la vârsta de 15 ani. Eu am învățat 1-5 într-o școală, școala 18, acum nu mai este, este o școală pentru persoane cu dizabilități. Și după aceea m-am transferat în școala 10, în muzicanți. Ești din Ploiești? Da, stau în Ploiești, da. Și totul a pornit de acolo. Eu înainte de toate astea nu fumam, nu beam, nu puneam jocuri de noroc, nu. Eram un copil exemplu, cu respect, respectos, deci, tot. Cum s-a întâmplat? De unde alunecarea asta? Antorajele de la școală, de acolo, grupurile. Și minor fiind, aveai voie să intri da, în da, da, sală da, de jocuri? Da, 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 și minor, da, 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 am intrat acolo. Intram cu cei mai mari, gen de la clasele a 7-a, 8-a, eu fiind la 6-a, m-am dat seama, vreau să mă integrez și eu în grupuri, cum era atunci pe vremea aia. Și am intrat, mă uitam, gen că nu aveam bani, de mamă 5 lei la școală, 3 lei, 2 lei și un sandwich. Și totul a pornit de acolo. Am văzut că ea mai câștigau bani, mai alea, își luau chestii, trestii și... Apoi, mirajul da, da, da. Banului nemuncit. Exact. După care am început să chiulesc. Da. Hai să chiulem de la ora cu tare, cum era la școală, grup. În grup acolo când chiuleam, nu știu, steam în parc oriunde, cei din grup fumau. Ca să spun cum au pornit toate dependențele. Cum? Deci nu vorbim doar de jocuri. Doar deci nu. Vă spun toată viața, exact, cu toți pașii prin tot ce am trecut eu de-a lungul. Așa. Și ea mă trage și tu un fum, eu nu, că nu fumez și până la urmă tot, am încercat un fum, două, trei, azi așa o țigare, două, trei, am ajuns fumător într-un final. După aceea, cu băieții, aia la un șpriz, la o băutură, ceva, ia mă bea și bă, nu, că hai mă un pahar, știi, așa m-am apucat și de băut. După care am încercat și droguri, că nu, trebuie să spun că am încercat și, dar astea nu, astea am renunțat la treaba asta. Dar asta cu jocurile. Și apoi mi-am făcut prieteni, da, prieteni care tot așa, din cartier de acolo. Și atunci mergeam cu el la jocuri. Ce înseamnă jocuri? Jocuri, din propriu zis, jocuri. Jocurile, gen, jocul în sine sau... Despre ce jocuri de noroc vorbim? Cum ai început? Cu ce jocuri? Cu jocurile astea, gen, care erau alea vechi, țis din hatul, gen, șeptarii. Adică păcănele? Păcănele, șeptarii, da. Așa. Da. Și mă duceam cu prietenul ăla și am văzut că el câștiga 200 de lei, 300 de lei, eu fiind 15-16 ani și ăla aș cumpăra, mai o puteți, mă trezea niște dorințe. La unele persoane trezea niște dorințe, dacă tu nu. Adică aveam o situație bună, nu îmi lipsea nimic, doar că văzându-l pe ăla la școală care are încălțăminte scumpă, văzându-l pe ăla care are o geacă frumoasă, văzându-l pe ăla, parcă îmi doream și eu chestiile alea, știi? Și văzându-l și pe ăsta cu care ieșeam și umblam, că el își mai cumpăra o haină, avea bani tot timpul și alea, te dai seama, nu? Am început și eu, băgam și eu 10 lei, făceam 50 de lei, eram fericit. Mamă, îi zic, e bine, azi îmi luam țigări, suc, eram cineva, cum s-ar zice. Per total, la început, câștigai mai mult decât da, băgai? Da, da, da. Și să vă spun, da, da, da. La început chiar, da, sumele astea mici, 50 de lei, 70 de lei, 80 de lei, de la vârsta aia atunci, la 15 ani, erau niște bani care permiteam, da, să-mi fac eu niște chestii, să-mi iau acolo un suc, o aia, să mă plimb, să fac diverse. Și la vârsta de, cred că 16 ani aproape, ceva de genul, m-am dus, așa, eram până în cartier, mă plimbam, aveam vreo 9 lei la mine, ceva de genul, și m-am dus să, am vrut să scap de niște puștani din ăștia și m-am dus pe la Gara de Sud, nu mai dau nume așa, era o sală de jocuri acolo și la ora, nu știu, m-am jucat aia 9 lei, am pierdut, mi-a dat un om 10 lei să mă joc și câteva țigări, nu am cum să uit ziua aia niciodată și am luat un jackpot la vârsta de 15, aproape 16 ani aveam, de 5800 de lei pe vremea atunci, fără niciun ban, mi-a dat un om 10 lei și am luat jackpotul la mare de 58 de milioane, 5800 de lei. Așa. Și ce ai făcut cu banii? Păi,
am stat până a doua zi, că n-aveam să-mi dau atâția bani, am stat, am dormit la cineva, gen că am pus pe cineva să spună că a jucat eu, sunt nepotul și am pus pe ăla să scoată banii, să-i dau și eu, din parte, din banii, am dat asta și asta voiam să te întreb, în ce bază ai ridicat? Da, păi am dat, am spus că a jucat, era un om acolo, tot așa, amărât, era acolo, sala, stătea să uita, știi? Și mi-am zis, bă, uite așa, mergem, dai tu buletinul, îți costă banii pe numele tău, îți dau și acolo 2000 de lei și iau eu restul, știi? Și am ajuns acasă, dă-ți-mă, că nu știam cum să fac, se spunea, de unde am atâția bani, de fapt, 15, 16, adică... Părinții nu au bănuit absolut nimic? Atunci nu bănuia nimeni nimic. Adică deja jucai de un an de zile? Da, deja aveam un an de zile, da, și nu bănuia nimeni nimic. Mama îmi dădea bani să mă duc la școală, mama îmi dădea bani de toate alea și eu toți banii, la prima oră, deja după ce am început să câștig, eu la prima oră, în loc să mă duc la liceu, când am intrat la liceu, după ce am terminat școala generală, așa, eu, la prima oră, în loc să mă duc la liceu, mă duceam la aparate, deschideam aparatele. Deci eu le deschideam, îmi porneam aparatele să mă joc la aparate. Îmi deam 10 lei la școală, puf, eram acolo cu 10 lei, cu 20 de lei. Așa, și am luat banii ăia, le-am spus doamna ce am făcut, așa, așa, am fost cu... Le-am jucat așa de distracție, de alea și am luat suma asta de bani, știi? Și păi dai seama. Mama, ce a zis? Că să nu mai faci treaba asta, că nu știu ce, că nu e bine, că de... Știi? Eu... Deci nu s-a bucurat de câștigă? Nu. Și după ce... Am luat banii, bineînțeles, mi-am cumpărat haine, mi-am cumpărat chestii și de asta eram la liceu, de seama, mergeam cu taxiul, eram cineva, de seama, nu eram. Da, normal, da, făceam, așa, și apoi, vă dați seama, în toată, stați că am trecut de la liceu, în 5-8, eu în 5-8 am trecut până în școală, eu nu am stat la școală, mă duceam, îmi deam bani să mă duc la școală, mă duceam la școală, rucam ghiozdanul și mai veneam să-mi iau ghiozdanul. Cam așa era. Păi și profesorii, adică nu s-a sesizat nimeni de toată situația? Păi da, îmi chemau părinții la ședință, știi? Și spuneam că n-au timp, mințeam. Tot timpul mama a plecat, tata muncește. Da-s-te. Și nu l-au legătura direct cu părinții? Păi nu, n-avea cum să ia legătura cu părinții. Am înțeles. Alte da. Vremuri. De alte vremuri. Așa și am trecut cum s-ar ce am trecut pe școală, că eu practic n-am... Păi și cum ai intrat la liceu? Adică... Păi da, am dat examenul la de admitere, așa, și... Am fost gen, deam cu regență, rămâneam în corigență tot și treceam sau mă treceau, știi, de cele mai multe ori era profa de matematică, în clasa 7 mă dădea afară de la oră ca să poată să-și facă ora, fără absență, du-te, stai pe teren, fă orice altceva, adică la modul eram și era toată generația de atunci, era toți numai, n-am cum să-i descriu în cuvinte, cum eram cu toții. Am înțeles. Așa și am intrat la liceu. La liceu la fel, alte anturaje, altă, deja era altă lume acolo. Și acolo trebuia să te integrezi, trebuia să, nu știu, să-ți faci și tu, nu știu, să-ți faci niște prieteni, să fii și tu bine văzut, da. Să ai un grup acolo, da. Și ca să faci treburile astea, trebuia să faci diverse, trebuia să faci ce fac ei, să fumezi, să bei, să chiulești, să faci tot ce e negativ, pot spune. Și așa a pornit, eu tot timpul la liceu mă duceam, fac. Ce bani prindeam pe mână, 20-30 de lei la aparate, 10 lei la aparate. Și tot la păcănele. Toți banii la păcănele. Și așa a pornit. Atunci am dat seama că nu era o problemă. Zic, bă, 10 lei, 20 lei, mă juc așa, ce zic, poate fac și eu. Dar apoi la 16 ani am început să muncesc. Da, munceam. Că mama... În paralel cu liceu? Da, în paralel cu liceu. Adică mama avea o de-asta, ca un fel de aprozar. Știi, mai munceam pe marfă, mai munceam cu ea, încărcam, descărcam, mai mă lăsa pe la vindeam, știi? La parcare, la Pucheni, gen, era o parcare din asta. Și steam și vindeam acolo. Și dai seama, am început, când mă lăsa la vânzare, am început să fur din gestiune. Câte 50 de lei, câte 30 de lei, apoi 100 de lei. Pentru păcănele. Mă ceam la păcănele, da. Iar tot așa mă lăsa acolo. Așa deschis magazin, de ăsta de cartier. Mă duceam, stăteam la vânzare eu. Aveam contract de la pe două ore și așa, și stăteam la vânzare. Și eu am început să fur din gestiune. Câte 100 de lei. Pierdeam bani. Deci, practic, din afacerea familiei, da, din magazinul părinților. Da, eu furam bani tot timpul. Tot timpul luam de acolo bani. Până aproape era pragul de faliment. Și apoi, îți dai seama, când mai... Dar părinții nu s-au prins, nu? Nu, că nu puteam seama, că era în familie chestia, nu îmi făcea inventarul la magazin sau de-astea. Vă dați seama. Și, îți dai seama, că ascundeam treaba asta. Da. Și asta s-a întâmplat, până am ajuns să fac din ce în ce mai mulți bani. Ce să fac eu, să muncesc să fac mai mulți bani, adică. Da, tu în momentul în care luai, de exemplu, din gestiune, îi băgai în jocuri, câștigai, da. Puneai înapoi. Da, băgam și înapoi din bani, dar mai băgând ca să nu se prinde, că era prea sumă și apodată, am luat toată vânzarea, nu știu, vreo 1000 și ceva de lei am băgat pe toți odată, atunci a fost un șoc, știi, și da, mamă, ce fac.
Și e pierdut. Da, am pierdut pe toți. Și apoi iar s-a repetat treaba asta. Apoi când, după ce... Deci asta s-a repetat an la rând. Deci toți banii pe care îi produceam, ce făceam, ori din orice, din diverse, eu toți banii duceam acolo, zi de zi. Deci un altceva nu mai vedeam. Deja tot a fost o joacă la început. Mă ajut de divertisment, de distracție acolo, 50 de lei, nu contează, și am plecat. Și apoi totul, deja înaintând. Liceul l-ai terminat? Nu. În clasa a 11-a, semestru 2, m-a izmatriculat din cauza absențelor. Că eu nu mai aveam altă treabă decât jocuri. Eu altceva nu vedeam. Deci jocuri, aveam relații pe vremea atunci, nici mai mă interesau. Deci aveam relații și ieșeam din relații, că nu petreceam timp cu perspectivele. Și părinții ce au spus? Păi părinții n-au aflat, asta vă zic. Păi cum să nu afle dacă ai fost exmatriculat? Când am fost exmatriculat? Da. Păi ce să mai îmi zică? A venit la școală, a venit acolo, mi-a zis, doamnă, este prea târziu, nu avem ce să mai facem, are prea multe absențe, așa îi spuneam că nu are timp, că muncește dimineața până seara, pleacă la 6, vine la 8, fel și fel de minciuni din astea. Înțeles. Și când am ajuns la vârsta de 18 ani, atunci a fost mai grav, că atunci deja am luat permisul, la 18 ani jumate am plecat în străinătate, am plecat în Anglia și acolo deja am început să fac proprii mei bani și pe vremea atunci, să seama, cam luam, făceam undeva la vreo, 100 de milioane pe lună. Și îi băgai în jocuri? Trimiteam acasă 2000 de lei acolo, 3000 de lei și restul îi duceam tot acolo, mă jucam în Anglia. Deci toți banii băgam la jocuri în Anglia. Și uite așa am stat acolo, în Anglia veneam acasă, iar mă duceam acolo și toți banii îi duceam la jocuri. Făceam ce făceam, mă duceam la jocuri. Am venit acasă, la fel, mai mă ajutam pe mama, gen în afacerea familiei și la fel. M-am dat seama că nu lipsea nimic, adică eram într-o familie că aveam strict necesar acolo, aveam bani să ies în oraș, aveam bani să-mi iau o haină, nu știu, măcar o dată pe lună să-mi facă un complet, cum s-ar zice, așa. Adică nu trebuiau bani pentru altceva, adică era suficient. Era pur și simplu dependența de joc. Doar de a mă juca, da. Și tot timpul eram numai în casino, 24 de ore din 24, până mai acolo, mă ține acolo. În afară de păcănele, ai încercat și altceva? Da, am încercat și droguri, tot așa, până anturaje. După era un grup de 10-13, păi mă, trage și tu două fumuri. Și am tras două fumuri, dar asta personal am zic, nu e că e prea mult. Și băutură, și droguri, și jocuri, și le făceam, adică, pe toate. Și zic, bă, nu e. Trebuie să mai tau din ele, că nu mă distrug așa. Hai să ne întoarcem la jocuri. Când ai conștientizat că nu... Că am pierdut controlul? Da. Păi să vă spun, am conștientizat că am pierdut controlul, definitiv așa, acum... 2 ani. 2-3 ani de zile am simțit că gata. Am atins apogeul. Adică am făcut, de seama, să iau toți banii din casa lui mama. Apoi am început să mă împrumut în urmă cu 3 ani. Pentru prima oară mă împrumutam la prieteni, dar toți prietenii mei, dă și mie bani. Și ce puteam ca să-i dau banii? Și eu luam bani de la mama din magazin, mă dați seama, nu? Ca să înapoiez bani la lume. Și apoi când mai câștigam eu cine știe cum, mai băgam banii înapoi în gestiune, știi? Și mă duc aminte tot așa, strângeam mama banii în magazin. Tot așa, pentru datorii. Și că avea așa cheltuieli, lei, facturi, chestii, chirii la magazin și de astea. Și am luat toți banii din magazin într-o noapte, că am luat cheia de acasă și am luat 1500 de euro. Și am băgat pe toți în seara aia. Și ai pierdut? Pe toți, da. Și a doua zi mama s-a trezit, s-a dus la magazin acolo și trebuia să plătească datoria. Dați seama că a fost un șoc, știi? M-a întrebat ce s-a întâmplat și am spus, asta am făcut, știi? Dați seama că aia. Acela a fost momentul când au aflat părinții? Da, că am luat o raznă gen. Așa și am început, am băgat banii aia. Și am zis că lasă că o să fac eu ce fac și o să vă dau banii înapoi și eu atunci, zice, m-am împrumutat așa, am început să mă împrumut, m-am început cu datoriile, m-am împrumutat la prieteni și după aceea prietenii n-au avut și am apelat la cămătar, cum s-ar zice. Acum 3 ani. Da. Și mi-a dat 100 de euro, o sumă mică, cum s-ar zice, să-i dau ceva la ei. Și apoi când am văzut că am mers treaba asta atunci cu 100 de euro, i-am dat banii înapoi, iar când mai pierdeam la jocul rămâneam fără bani, iar mă duceam la el. Mai poți să mai îndai și mie atât, azi 100, mâine 100, poi mâine 200, 300. Am văzut că merge, când nu mai avea, am făcut o întrebare și la altul, că îi cunoșteam. Mm-hmm. Așa. Zic, bă, poți să mă ajungi și pe mine așa, vezi și mie cu cât la 100 cu alea și accepta, știi? Și mi-a dat până și 1000 de euro, adică 1000 de euro și dădeam la 1000 de euro vreo 2000 de lei pe lună, dobândă. Asta era doar dobândă la 1000 da, de la euro? Da, la unii era 2500 de lei pe lună, la unii și mai mult, am luat... Bani cu dobândă te luam, 1000 de lei, ca să dau 600 de lei la 10 zile, adică 180% dobândă. Și când am tot a început așa și când, eu dai seama, eu mai câștigam, mai dădeam din bani înapoi, ce mai făceam, adică era acolo. Ai ajuns vreodată la zero?
La zero? Da. De foarte multe ori, nu la și zero. Și n-ai putut să te oprești. Nu, nu, nu. Și tot așa împrumutându-mă, că nu știa mama, nu știa... Și vă dați seama cum au aflat părinții că mi-am făcut datorii și că m-am ajuns la cămătari. A fost în momentul în care eu n-am mai reușit să mai câștig bani, să mai înapoiesc banii și era dobânzile, erau prea mulți bani, au aflat părinții. Și dați seama că trebuia să scot cămașa la capăt cu aia, că nu te joci. Și am spus, uite ce am făcut așa, așa, vă rog frumos, ajutați-mă, nu o să mai fac. Promisiuni de-astea. M-am achitat de datorii, mi-au plătit toate datoriile. Eu ce am făcut? Cum? Mi-a revenit puțin, a trecut o săptămână, două până s-au calmat apele. Puf. Și mai mult de o săptămână, două, nu ai rezistat? Nu, nu, nu. Am stat. Mint, am stat și o lună de zile. O lună, poate, nu, și două luni, cred, dar în alea două luni tot am intrat, dar n-am mai jucat sume de-a lungul. Ce înseamnă sume? Adică de-astea, 2.000, 3.000, 5.000 de lei, 7.000, 10.000, adică de-astea. Așa și tot timpul promiteam că nu mai fac, gata, acum așa, eu mă trezeam în același loc. Deci acum 3 ani ți-ai dat seama că ai pierdut control. Total, total. Și ce ai făcut când ai conștientizat? Păi am încercat să mă opresc, dar am văzut că nu mai ține de mine. Eu încercam, am zis, bă, gata, ajunge, stop, adică nu... Cum adică nu mai ține de tine? Nu, pur și simplu, uite, mă duceam la, acum lucrez ca șofer taxi, da? Mă duceam la muncă, zic, bă, gata, că am pierdut foarte mulți bani, adică nu mai am nimic, știi? Deci nu mai am absolut nimic, gata, ajunge, stop, oprește-te. Și mă duceam, azi ok, mâine ok, pac, dintr-o dată, nu știu, se întâmpla ceva așa, simțeam așa o chestie în mine, ca un fel, deci că sevraj, pot să spune sevraj. Deci există sevraj și la jocuri. Da, da, da. Îți apare așa un disconfort, adică dacă nu se întâmplă ceva, cel puțin în cazul meu, dacă nu se întâmplă acum, cum doream eu să întâmple ceva, vroiam azi. Dacă eu aveam de plătit mâine ceva, eu trebuia să fac azi ceva tot posibil ca să pot să plătesc mâine. Și dai seama ce făceam, că dai seama creierul, dacă el așa a fost învățat, gen la începutul lor, pă, ce am făcut? Am avut 50 de lei și am vrut să-mi cumpăr telefonul ăsta, nu? M-am dus la jocuri, până așa se întâmplă, până noroc, că am câștigat 1000 de lei și mi-am cumpărat telefonul. Tu, înaintând așa, peste ani, ai 4000 de euro să-ți cumpere o mașină. Cred ce zice, bă, ultima oară, știi tu, atunci când ai fost la jocuri, te-ai dus cu 500 de lei, ai făcut 1000, ți-ai luat telefonul. Așa, dacă îți trebuie încă 2000 la mașină, te duci cu 4000, poate faci 2000 și ții mașina de 6000. Dar că poate îi pierzi pe toți. Păi nu, că păi creierul om nu zice că mai pierzi pe toți. Atunci te duci, nu mai gândești că îi pierzi. Te duci să cică să faci, dar nu faci niciodată nimic. Am înțeles. Ce ai încercat ca să scapi de dependență? Păi... Deci odată conștientizată, acum 3 ani de zile, mi-ai spus că ai făcut anumite demersuri. Da, da, da. Am început până mi-am pus eu întrebare, zic, bă, de ce nu pot? Am început să mă documentez, să citesc despre dependențe, despre jocuri, despre adicții, despre alea. Am citit, adică mi-am dat seama despre care este forma și am văzut că e o formă foarte gravă, dar tot nu puteam. Deci tot nu puteam să mă, adică doar mă mințeam pe mine, zic, bă, gata, nu mai mă joc, ajunge, stop, și iar mă trezeam tot la jocuri, mă trezeam peste o săptămână, două, trei, o lună, tot intram înapoi. Și am început, m-am dus apoi la biserici. M-am rugat, am început cu rugăciuni cu toate astea, am văzut că tot așa, mă trezeam tot în punctul ăla. M-am predat și la pocăiți, am zis eu păcalea asta cu pocăința. M-am predat de vreo, în diferite de astea, știi? Adică mi-a chemat acasă până și pastori, 12 pastori din ea, am zis, poate am, zici că sunt posedat, nu știu ce se întâmplă cu mine, adică la modul de mine. Deci au fost măsuri din astea disperate. Da, 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 adică am ajuns în stadiu în care mă uitam în oglindă și mie nu venea absolut să crezi, bă, de ce nu pot? Adică mă uitam la mine, zic, bă, nu se poate, adică am ajuns într-un prad de disperare, bă, nu mai puteam, adică eu voiam să mă opresc, dar nu puteam, mă trezeam tot în același loc de fiecare dată, adică le-am făcut pe toate. M-am mutat cu prietena mea cu chirie. Prietena ta știa? Da, da, da. De dependența ta? Da. De-aia am spus că m-am lăsat și apoi când i-am spus că m-am lăsat, gata, nu mai joc deloc, a trebuit să mă joc pe ascuns, că mă jucam pe ascuns, că asta face jucător, ascunde, e un mincinos. Așa, și stăteam cu chirie și făceam bani în perioada aia atunci, adică eu făceam minim, nu știu, 100 de milioane pe lună. Deci eu, era bugetul meu, minim 100 de milioane pe lună făceam, lunar. Din ce? Din ce făceam eu cu șoferia asta, cu taxi, ce mai făceam și paralel, ce mai ajutam pe mama pe astea, depășeam și 100 de milioane pe lună. Am făcut și 150.
în România. Așa, și stăteam, stăteam ore. Adică nu vă gândiți că stăteam 8 ore, program normal 17, în fine, așa. Închipui. Și dați seama că eu trebuia să ascund chestiile astea, nu? Eu trebuia să ascund ce bani am, că dați seama, jucătorul trebuie să, na, să aibă el acolo, să-și facă el în caz de ceva. Și am pierdut toți banii la jocuri, aveam vreo, nu știu, 200 de milioane în casă strânși, și am pierdut pe toți la jocuri. Nu mai aveam bani de chirie, nu mai aveam bani de pâine, nu mai aveam bani de țigare, nu mai aveam bani de motorine, nu mai aveam bani să plătesc chiriile la mașini, nu mai aveam bani de nimic. Ce faci atunci? Apelezi iară la cămătari, dai și mie 1000, te rog frumos, cu tare, uite așa, așa, vă spun ce-i treaba, apoi mânci iară pentru cămătari, te duci iară la jocuri, când faceai 2000 de lei o sumă de bani, te duci iară la jocuri, bă, stai, poate fac și eu măcar 3000, 5000 de lei, poate să-i dau și eu măcar banii ăla. Și dacă și în condițiile în care, ca să vedeți cum se manifestă treaba asta cu jocurile, și dacă aveam datorie, vă dau un exemplu, 100 de milioane, mă duceam la jocuri, făceam 105 milioane, eu nu puteam să mă duc la toți banii 100 de milioane ca să scap. Îi deam 70 de milioane ca să mai împăsez eu bani, ca să pot să mă întorc înapoi la jocuri. Adică niciodată nu plăteam integral tot, chiar dacă aveam posibilitatea. Adică am avut sume mari de dat și eu tot nu plăteam niciodată integral ca să scap. Și prietena când a aflat? A, păi prietena când m-am la început o relație în urmă cu 6 ani, am spus: "Băi, uite, asta am făcut, asta, asta, ca să știi cu ce se confruntă, cu ce are de face." Am spus toată viața mea, așa, dintre care sunt am avut și problema asta cu jocurile de noroc, îi zic: "Nu mai mă joc." Așa, am avut o pauză atunci, nu știu, 2 luni, să zicem, cum am spus că am avut o pauză de 2 luni. Și tot am început, tot m-am mișcat. Am început să mă joc pe ascuns, dați-mă, ca să nu afle ea, că dacă afla, nu vreau să ne despărțim din cauza asta, știi, că am spus că nu e de acord cu treaba asta. Și au trecut ani. Deci au trecut ani și v-am spus că eram acolo cu chirie și mi-a lăsat bani de chirie, să plătesc chiria, să plătesc întreținerea, să plătesc toate alea. Și ea, că i-a plecat la ea acasă și mi-a lăsat bani acolo, ce am făcut cu banii? Primul lucru care l-am făcut, puf, trec la jocuri. Pierdut odată. Iar mai îmi dă iară bani odată de chirie. Iar mă duc, gata, nu mai fac, promit că nu mai fac, mă duc, fac alea, puf, iar la jocuri. Despre ce tip de jocuri vorbim? Doar acele păcănele? Da, da. Sau și ruletă și... A, păi nu, că mă le jucam pe toate. Și ruletă și care ruletă pe aparat. Uh-huh. Da, e ruletă pe aparat sau... Deci tot aparate. Da, diferit, da, aparate. Slot mașini. Am înțeles. Da, gaminatoare sau cum... Și... Și mi-a început, a dat seama că s-a deranjat de multe ori, mi-a zis: "Bă, gata, că mi-ai zis o dată că te las, că te las, că te las." Și atunci când eram la apartament mi-a spus: "E ultima oară," mi-a zis, "știi, dacă mai faci treaba asta, îți dau cuvântul meu că gata, ne despărțim definitiv. Nu vreau să mai aud de tine." Eu ce credeți că am făcut? În condițiile astea, a doua zi, eu am luat iar alți bani împrumut, m-am dus la jocuri. Adică creierul tău nu mai, gata, e scurt-circuitat, nu mai judecă, nu mai are relațiune, nu mai are nimic. El trebuie să ajungă acolo. Deci ori până, nu știu, să facă orice, orice de mers ca să ajungă acolo. Să minți prieteni, familie, mamă, tată, doar să procurezi bani, doar ca să ajungi acolo. Adică nu mai ai scrupule, nu mai ai rațiune, nu mai gândești, e peste tine. Îmi spuneai de că ai încercat autoexcluderea. Da, da, da. Ce înseamnă asta? Autoexcluderea, îți dai datele personale. Unde? La agenții sau la sălile de jocuri, cazinouri sau sălile mici. De exemplu, poți să dau denumire de săli? Mai bine nu. Așa. Treci cu buletinul și spui: "Vreau așa să mă autoexclud din cauza că sunt, nu știu, dependent în stadiu grav, așa, și nu vreau să mai am acces în sălile de jocuri." În sălile firmei respective. Da, în sălile firmei respective, multe... da, 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 că sunt în okay. firme de jocuri, da. Și eu atunci, asta s-a întâmplat când am fost demenat autoexcludere, cred că în urmă cu vreo, să fie, 7-8 luni de zile. Prima dată când ai când am început să-mi dau, că am început să, am zis că nu mai pot, pierdem o grămadă de bani, mulți bani, așa, deci foarte mulți bani, m-am îndatorat puternic, nu mai aveam de unde să mai plătesc banii înapoi, iar au aflat părinții, iar certuri, iar discuții, că îți dai seama că zic părinții că îți bagi joc de noi, că noi muncim, ne chinuim, ai promis de tot că nu mai faci, tot ai făcut, nu ne iubești, îți bagi joc de noi, nu ai respect față de nimeni și așa mai departe. Și m-am dus să zic: "Bă, îmi dau autoexcludere, zic că nu mai, că nu, nu, dacă nu mai ține de mine, nu mai ține de mine, trebuie să-mi dau autoexcludere." M-am dus așa la fiecare sală, am plecat de dimineață la ora 8 și până seara am reușit să-mi dau la, nu știu. Deci te-ai dus cu cartea de identitate la sălile respective să ceri autoexcludere. Da. Autoexcludere înseamnă în toată rețeaua? În toată rețeaua, da. Cum funcționează?
Păi deci tu îți dai autoexcludere și vrei să te duci din nou la sala respectivă. Da. Normal, personalul de acolo, înainte de a intra în incintă, ar trebui, normal, prin lege, să legitimeze. Adică să ți se ceară actul de identitate înainte de a intra în incintă. Sau înainte de a te așeza la aparat. Ei nu au făcut treaba asta niciodată. Deci eu mă joc de la 15 ani, eu nu mi-au cirut buletinul. Deci eu nu știu ce înseamnă să dai un act de identitate. Decât când câștigam vreun jackpot, ceva, să le dau buletinul. Dar așa să n-ai să intru în sală, nu. Mă jucam liniștit 16 ani, 17, 18 până la vârsta asta, fără buletin, fără nimic. Deci, practic, tu spui că minorii nu sunt protejați în niciun fel. Am înțeles. Spune-mi ce vrei să faci în continuare. Păi... Deci noi apreciem enorm decizia asta a ta de a ieși în față, de a da exemplu, ca să tragi practic un semnal de alarmă pentru părinții care... Da, pentru... Ce semne pot urmări părinții la copiilor? Păi asta este mare problemă, din cauza că părinții și familiile sau persoanele dragi, nu știu, respective, sau că se facă și fetele la parte mai nou, așa, nu poate să depisteze, că nu e o boală depistabilă, adică nu e ca și cum când se droghează îl vezi, se manifeste, se strâmbă, se, nu știu, are alți ochi când se droghează, are ochi roșii sau când bea la fel, e amețit, vezi, nu, deci miroase. Deci singura modalitate este controlul finanțelor, practic. Controlul finanțelor, da, exact. Să nu aibă carduri pe mână, deci carduri exclus. Bani prea, mai ales pentru copiii care sunt copii de bani gata, care părinții și familiile lor au bani. Adică copiii ăștia, că eu am întâlnit, că mă duceam la jocuri în săli, vedeam copii de 17, 18, 16. Păi și tu ai început la 15. Da, păi nu, de asta zic. Și eu le spuneam, îi zic, păi nu vă mai jucați. Deci tot timpul, de câte ori întâlneam copii 18 ani, 19, așa, zic, păi nu vă mai jucați. Nu, că ne jucăm de distracție, dar asta nu avem treabă, știi, așa băgăm 30-50 de lei, zic, păi așa am pornit și eu. La fel ca și voi, mă jucam pe miză de 20 de bănuți, 50 de bănuți și am ajuns acum să mă joc pe 100 de lei mâna sau să joc 10 milioane la mână, să dau așa start. Adică pentru un jucător, orice sumă de bani în prezent, care e jucător de mulți ani, adică 1000 de lei, 2000 de lei, 5000 de lei, e nimic. Deci acolo nu mai are nicio valoare. Înăuntru, acolo, orice sumă de bani nu are nicio valoare. Și așa zic, le spuneam, nu vă mai jucați, că așa am pornit și eu. Mă jucam pe 20 de bani, câștig, bă, dă un câștig de la într-o zi, jucați pe 50 de bani, mă dă un jackpot de 2000 de lei, 3000 de lei și vă încântă. Vă satisfaceți niște plăceri de moment. Vă cumpărați, nu știu, un telefon, o haină, o cutare, așa, și voi o să repetați acest obicei. Cum faceți niște bani, vă duceți, poate să câștigați așa a doua oară, așa a treia oară, așa a patra oară. Poate sunt sume mici, dar e important că el a câștigat. Și ce face creierul? Repetă obiceiul. Păi, când rămân fără bani, am decât 50 de lei, vreau să fac bani de o vacanță care costă 1000 de lei, poate cine știe, poate îmi dă ceva. Ți-ai făcut bani de vacanță, ți-ai făcut bani de haine, știi? Să presupune că au fost dăți în care... De cele multe când m-am dus, mi-am propus să fac o sumă anume, am făcut-o. Iar eu nu plecam. Și de-aia zic, adică pentru părinți să nu să aibă un buget limitat, unul la mână. Copilul să aibă buget limitat, da, card exclus. Să aibă părinții grijă de cardurile lor. Dacă acum cu un buletin al părintelui sau al tatălui sau al vărului care are 18 ani, chiar dacă minorul are 16 ani, buletin, internet și card, ai acces. Există posibilitatea acum de a juca și online. Online, da. Și mai nou, cei din industria jocurilor de noroc, în afara faptului că la fiecare colț, bloc, stradă, mai ales în orașul Ploiești, sunt... Nu știu, cred că peste 200 de sale de jocuri în Ploiești. Da, suntem orașul păcănelelor. Așa. Deci pe lângă prezența la orice colț a unei săli, da, avem și posibilitatea asta online. Adică putem pierde copii pe online. Ce au nevoie? Ce are nevoie un copil ca să se joace online? De un buletin, card și internet. Nu contează, că nu-i cere gen să autentifice facial. Autentificare facială nu. Adică cu buletinul mamei, tatei sau o persoană majoră și el poate are 15 ani și te joacă, că eu am cunoscut, joacă la 15 ani. Și de-aia zic, adică nu... Da, așa, nu sunt protejați suficient, nu sunt protejați clar. deloc. Am înțeles. Ce planuiești să faci în continuare? De când n-ai mai intrat într-o sală, sincer?
Sincer? De ieri. Am vorbit săptămâna trecută. Da, adică nu... Eu sunt băgat în datorii foarte mari în prezent, pe care nu pot să mai mi le acopăr. Adică mi-au plătit părinții o grămadă de bani datorii și eu încă tot am datorii. Mi-am făcut până și providentii, credit, ora, credit, toate, tot ce înseamnă împrumuturile astea de IFN-uri. Abonament la telefon care nu pot să-l mai plătesc în prezent. Sunt foarte mulți bani, că a fost telefon scump, care l-am amanetat, l-am vândut pentru a mă juca la jocuri. Aur lăsat la manet, tot, absolut tot, 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 tot. Deci am pierdut tot. Și tot lasem banii, cum am împrumutat la IFN-uri, să dau la alții. Am făcut datorii pentru datorie, așa? Și am băgat toți banii care am luat la IFN-uri, la jocuri, și pe aia am luat totuși vreo 8.500 de lei. Tot. Deci tu în prezent vii și spui că nu mai ai nicio șansă? Sau ce ar trebui să se întâmple ca să scapi? Eu personal, ca să pot să scap de tău. Uite, de exemplu, la cazinourile care mi-am dat interdicție, unde știe creierul, bă, aici nu mai ai voie, sunt cazinouri din Ploiești în care eu nu mai am acces. Adică m-am dus, m-am testat și m-a dat afară, că și așa, mă cunosc majoritatea. Și mă dau afară. În sălile astea mici de jocuri, în schimb, gen așa, mi-am dat la un lanț de ăsta de săl de jocuri mici, doar că, la fel, nu mi se cere actul de identitate și eu tot am intrat în sala respectivă. În condițiile în care eu am autoexcludere în sălile respective, eu tot m-am jucat și am pierdut iar bani pentru mulți. Pentru că nu este recunoașterea da. Pe bază de exact. Act de identitate. Adică, pentru toate persoanele care sunt foarte multe persoane, în același stadiu ca și mine, ca să poată să iasă din treaba asta, ar trebui să, în primul și primul, să recunoască, adică să-și asume treaba asta, să spună familiei, bă, ăsta sunt dependent de jocuri, îmi asum treaba asta, recunosc, nu mai am scăpare, nu pot să mai scap, nu mai țin. Consider că este o boală, știi că sunt mulți care vin și spun, fiță, pe ce, că nu ți-e rău, nu. Nu, cine te pune să intri? Nu. Adică trebuie să fie o persoană asumată, să-i spună, nu știu, soției, părinților sau... toată lumea să spună, să-și asume treaba asta, bă, sunt un jucător, sunt dependent, am încercat de atâtea ori, dar nu pot personal, eu așa, ca să nu ține de mine ca persoană, să pot să ies din treaba asta și așa, că eu am apelat, v-am spus, la cei de la ONJN și nu mi-au spus. ONJN este? Organizația Jocurilor de Noroc. Așa le-am dat, nu știu, am mail-uri aici, o grămadă de mail-uri pe care le-am trimis acolo și mi s-a răspuns că... Dar ce ai cerut în mail-urile respective? Să mă auto-excludă, vreau să... De peste tot. De peste tot, adică să fie o bază, gen, uite, nu știu cum e în afară, să fie o bază pe toată țara, adică așa. Pe toată, tot ce înseamnă săli, să aibă o bază comună, așa? Și să implementeze acel sistem cum l-au cei de la Loteria Română. La Loteria Română, când mi-a dat auto-excludere, înainte de a intra în Loteria Română, își cere buletinul, indiferent că ai 50 de ani, că ai 40, că ai 30, își cere buletinul frumos, îl dă acolo, te scanează și eu, de acum, dacă mă duc acolo, m-a scanat și spune, poftiți afară că nu aveți voie, v-ați auto-exclus. Și asta ar fi singura mea scăpare, să ies din treaba asta, că eu, de mai bine de 6-7 ani de zile, eu muncesc degeaba, eu sunt sclav, eu nu mai am viață. Adică eu nu mai am, în afara faptului că, ca și jucător, îți pierzi orice simți. Adică simțuri... În ce sens? Nu mai simți nimic pentru nimeni. Nici pentru mamă, nici pentru tata, nici pentru soră, nici pentru iubită, nici pentru nevastă, nici pentru absolut nimic. Deci îți pierzi toate simțurile. Tu, toate persoanele astea, sau și persoanele din afară, tu trebuie să le vezi ca pe, nu știu, o sursă, să procuri de a procura bani. Adică trebuie să faci orice, deci face orice... Minte, face, inventează orice chestie, doar ca să procureze niște bani, să se poată să ducă înapoi. Deci eu, unul personal, eu mi-am pierdut orice simț. Deci eu nu am nicio treabă, nu mai simt așa, eu așa, la azi, în prezent, eu nu simt nimic pentru nimeni. Deci eu nu mai simt nimic pentru nimeni. Adică eu nu mai mă bucur să stau să beau cafeaua asta liniștit. Am fost în vacanță plecat și e că stau pace. Mergeam în vacanță. Și nu știam cum să plec mai repede, de acolo să mă întorc acasă. De ce? Pentru păcânele? Aveam așa un disconfort în mine. Mergeam cu prietena mea, nu știu, la mare, nu știu, la munte, oriunde, stăteam 2-3 zile pe acolo. Stăteam o zi liniștit, a doua zi și a treia zi parcă zice că stau așa pace. Nu știam cum să fac să plec mai repede de acolo, știi? Ca să pot să mă ajung acasă, că, nu știu, mă simțeam gen captiv. Nu eram, nu aveam libertatea de care aveam eu nevoie. Adică eu vreau să plec. Nu înțeles.
Da, e greu și nu... E foarte puțină lume care conștientizează ce înseamnă dependența de jocuri de noroc și că este reală, pentru că mulți o consideră un moft, să spunem. Da. Comparativ cu dependența de droguri, care este palpabilă, care se vede, care... Dependența de jocuri de noroc, din păcate, nu avem cum să o depistăm. Dependența de jocuri de noroc este mult mai gravă decât dependența de droguri și de alcool. Adică la modul, dacă eu acum eram, cum v-am și spus, că am consumat așa, substanțe din astea, dacă eu intram în sevraj, nu știu, ce așa zis sevraj, la ora 10 noaptea, ce făceam? Puneam mâna pe telefon, sunam dealerul, îl întrebam așa, îmi trebuie și mie ceva, știi? Bă, nu am, știi ce zic? Tocmai mâine vine, știi? Mai sunam și pe altul, la fel, bă, n-am, momentan, ce făceai în secunda 2? Te băgai la somn și aia era, mai două țigări, te băgai la somn, nu? Dar în schimb, la jocuri, dacă eu stau în casă și n-am stare, am acces și pe telefon 24 din 24, să-l deschise 24 din 24, adică poți să pleci oricând să te joci. Adică eu am luat persoane care eu nu mă gândeam, deci persoane cu statut, adică nu statut, funcție, persoane gen... Dar nu mă gândeam, eu vreodată le-am întâlnit gen din cartier. Nu mă gândeam, poți să joace omul ăla, mă, o familie, copil și de-astea. Da, prima dată zis, când mi-am văzut prima dată că joacă așa, de... Și de unde? Juca sume. Sume, adică se juca pe mize. L-am luat eu așa și l-am dus și l-am întors și l-am luat. Adică oameni, adică nu contează că e procuror, că e avocat, că e... Nu, joacă. Deci se joacă polițist, procuror, orice de asta, intră și se joacă. Și asta și se ascunde. Aici este că un dependent de jocuri de noroc se ascunde mult mai bine decât un dependent de droguri sau un alcoolic. Da, adică pe nu îl depistez, că vine acasă, bine mersi și îl întreb ce faci și vorbește cu tine cum vreți cu mine. Da, sunt bine, mulțumesc frumos. Uite, asta am făcut azi, asta am făcut azi, chiar dacă sunt minciuni. Îi împletez așa tot felul de chestii ca să fie cât mai credibil. Da, cea mai bună șansă este a copiilor noștri să avem grijă de ei. Da, pentru toți copiii să nu intre să joace pariuri, nu știu, alea, bile, Loto Polonia, Grecia, jocuri de noroc, orice joc care e pe bani, să nu intre, nici măcar să parează 10 lei de distracție, nici un leu pe bile, nici la pariuri 2 lei, la absolut niciun de asta. Și pentru părinți ce și sfat? Pentru părinți trebuie, nu știu, copilul supravegheat din punctul meu de vedere, așa, gen să verifice gen grupul de prieteni cu care umblă. Adică așa, fără ca copilul să știe, tot știu, într-un weekend, într-o chestie, în ceva, să pună pe cineva sau să eventual să și plătească, să pe cineva care așa, să stea așa o săptămână să vadă pe unde ce și cum se învârte copilul. Dacă copilul tot cere bani, adică dacă vezi că tu i-ai dat copilului tău niște bani și apoi îți cere a doua zi niște bani și spune că îmi trebuie pentru pregătire și a treia zi mai spune copilul, vezi că trebuie să plecăm și noi într-o vacanță, ca așa făceam eu, unde dau mama bani să plec, îi spuneam trebuie să plec, nu știu unde, eu Crăciun, Paște, Revelion, le-am petrecut mai la jocuri de noroc, numai în cazinouri. Crăciun, Paște, Revelion, Crăciun, Paște, Revelion, an la rând eu petreceam doar în jocuri de noroc. Îi spunea mama, dă-mi bani să mă duc și eu cu băieții la munte. Dar părinților nu li se părea suspect, iarăși mă întorc la treaba asta. Părinții mei plecau, stai seama, nu plecau pe la țară, plecau pe la bunici, plecau pe la alea și eu cerem bani, dă-mi bani de buzunar să am și eu ca să mă duc și eu cu băieții, mergem pe la munte, mergem pe acolo, pe acolo. Eu mă retrăgeam frumos și singur sau cu cine mai mă duceam eu așa. Și am gândit la jocuri, Revelion, Crăciun, Paște, eu le petreceam la jocuri. Mereu, în fiecare an eu mergeam acolo. Nu mai trebuia femeie, nu mai trebuia absolut nimic. Nu avem nevoie de nimic. Da, decât să mă duc acolo. E grav și e grav pentru că nu se știe și nu se popularizează suficient și nu se trag suficiente semnale de alarmă. Și totodată, acum mai nou, în zona online, sunt foarte multe persoane care, din punctul meu de vedere, nu știu, pentru niște bani să facă treaba asta, sunt persoane influente, cu nume, adică vedete, așa, pentru o sumă de bani să promoveze jocuri de noroc. Promovează jocurile. Deci promovează jocurile, adică foarte la modul agresiv. Intră aici și câștigă. Joacă nu știu cum și vei câștiga 5 mașini. Cei de la o firmă mare de jocuri de noroc, așa, aveau reclame pe mașini și câștigă salariul de 10.000 de euro lunar. Și chestii de astea, adică tot timpul e prea agresiv. Prea agresiv, reclame agresive, agresiv, așa, într-una. Da, legislația este permisivă din punctul ăsta de vedere. Da, adică statul nu face absolut nimic în privința asta. Cei de la ONJN nu ajută pe nimeni cu absolut nimic. Cel mai rău caz îți oferă consiliere, gen psihologică,
nu știu, 3 ședințe, 5, habar n-am, că am vorbit cu un de la într-o seară, că eram așa, da, eram așa în depresia mea acolo și zic, bă, să vorbesc, văd ce îmi spune și ăsta, că eu știam așa. Da, și mi-a spune că, da, poate să mă ajute să-mi ofere 3 ședințe, să intru acolo, gen, să intrăm face-to-face în live și să mă ajute să joc responsabil. Păi dacă eu vreau să scap de jocuri, stai, adică... Consilierul de la ONJN ți-a spus că te poate ajuta să joci responsabil, nu să te lași. Nu, nu, nu. Adică să mă ajute, că psihologul asta fac, ce, psihologul lor, cum s-ar zice. Așa. Te ajută să te învețe să joci responsabil. Păi dacă eu vreau să scap de această dependență, de această adicție, adică ei... Îți dai seama cum, că ei au fost, jocurile de noroc au fost făcute într-așa fel și în spatele la jocurile de noroc sunt sute, sute, sute de psihologi, de fel și fel de oameni foarte inteligenți și așa, care au, făcut, au calculat toată chestia asta cu niște algoritmi, cu niște, la alt nivel, așa, și spune mie că, pe când am văzut că mi-am spus că, da, singura chestie este să joci responsabil. Păi adică tu îmi spui mie să mă joc, dar să mă joc responsabil, adică să am 1000 de lei la mine în buzunar și ce înseamnă să mă joc responsabil? Să mă joc decât 300 de lei și să plec. Sau mai spune joc de distracție. Păi stai așa puțin, eu n-am văzut pe nimeni, că eu m-am dus la jocuri atâți ani de zile, eu n-am văzut pe nimeni acolo să fie fericit. Și în cel mai rău cazul, de exemplu, eu acum, dacă mă duceam, uite, cum m-am dus ieri la așa, băgam 100 de lei și câștigam 100 de milioane, eu nu eram fericit. Știți din ce cauză? Că eu iau 100 de milioane de la orice câștig, orice jucător, când câștig o sumă de bani, deci mai rău îi face. Și când pierde, dar și când câștigă. Deci la jucător și când câștigi bani îți face rău și când pierzi îți face rău. Din cauza că eu dacă am câștigat acum 100 de milioane, în cel mai rău caz sau în cel mai fericit caz, poate ajung să dau niște datorii cuiva din bani, așa, dar nu toți, că nu-i dau pe toți. Așa? Și încep să mă întorc înapoi. Deci ai bani să te întorci, practic, da. Și să-ți întreții într-un fel nefericirea. Să-mi întrețin nefericirea, să-mi întrețin dependența, știi? Și asta fac. Dacă câștigam azi 500 de lei, mâine mă duceam înapoi. Câștigam iară mâine 1000 de lei, păi pierdeam, mă întorceam iară înapoi. Și tot așa, adică dacă câștigi și te întorci înapoi, dacă pierzi, te joci în continuare. Intri în starea așa, de sunt pe toată lumea, dă și mie bani, dă și mie bani, nu știu de unde să faci bani. Și la un moment dat te oprești doar în punctul în care zici, bă, stai că e prea mulți bani, stop, gata. Am ajuns deja la o sumă de bani jucată, nu știu, m-am împrumutat de foarte mulți bani și nu, din ce produc eu sau din munca mea, nu o să mai am posibilitatea să mai dau bani înapoi. Adică hai să ne oprim, luăm o pauză de o săptămână, două, trei, cinci, dăm bani înapoi și după aceea vom vedea ce se întâmplă. Cam așa e sistemul. Deci, fie că câștigi, fie că pierzi, are același rezultat. Ești tot, nu ești fericit. Deși dacă câștigi o sumă în cont, hai, să zice că ești fericit unul care, uite, mi-a povestit un copil care l-a luat cu mașina. De-abia doar ce făcuse 18 ani, era la nord și aștepta să vină veterinarul. Și zice, băi, intru și eu aici, înăuntru. Și a zis că a băgat și el 50 de lei în aparat și în timpul ăla l-a sunat veterinarul. Și el de rușine a zis că, dai seama, dezvânduită mai cazinou, zic, ce să fac, dau cash out la 50 de lei. L-a dat și el acolo pe 5 lei să plece și ce aia e, pierd 50 de lei. Și a dat jackpot de 90 de milioane. Îmi povestea ce s-a întâmplat în urmă când a venit atunci la Ploiești, știi? Și credeți, după aia 9.000 de lei ce s-a întâmplat. De 3 ani de zile joacă la jocuri, zi de zi, a zis. După deci, practic, un câștig din ăsta mare, un jackpot, te prinde. Da, te prinde. Te prinde și nu mai ai nicio șansă. Te prinde, din cauza că tu, copil fiind, așa, poate nu ai nicio situație extraordinară. Ce dai seama, tu, practic, din aia 9.000 de lei, ți-ai satisfăcut niște plăceri, niște dorințe de moment. Adică tu vedeai la prietenul tău care are un telefon scump, o haină scumpă, cu tare, ți le-ai îndeplinit atunci pe moment. Și apoi, tu, ce faci? Continui, te duci acolo, să repeți obiceiul, știi? Și repetând, așa apare adicția, dependența. Și intri în acest cerc. Da, și care nu mai ești cu una, cu două. Adică cunosc oameni care joacă tot așa, zi de zi, numai acolo sunt. Deci zi de zi, la modul zi de zi. Eu mă duceam zi de zi și vedeam în fiecare zi. Aveam persoane acolo care erau zi de zi. Bun. Ca să concluzionăm. Am înțeles? Mesajul transmis copiilor, am înțeles mesajul transmis părinților. Nu am înțeles exact care este soluția pentru tine. Care consideri tu că este soluția? Păi soluția pentru mine, pentru a ieși din jocurile de noroc, de psiholog nu am nevoie, că m-am documentat eu destul și am văzut care este treaba și cum stă treaba, este să cei de la ONJN și statul român, să, că legea este implementată. Adică în asta. Proiect, nu. E în proiect. Așa. Pentru asta cu să fac o bază de date, gen pe toată România, pe toată țara, așa, o bază de date pentru persoanele
care sunt dependente grav, adică în stadiu în care nu au limită, adică cum sunt eu, am 1000 de lei, joc până la ultimul. Și vor să se autoexcludă persoanele. Da, și vreau, și vreau să mă autoexclud, adică nu vreau să mai intru acolo niciodată. Din momentul în care mi-am dat autoexcludere, vreau să mi-l dau autoexcludere pe viață. Eu nu vreau să mai intru eu personal. Alții poate să-și dea pe un an, poate să-și dea pe 5 ani, pe cât vor ei, dar eu personal, pe mine m-ar ajuta exagerat de mult, a scăpa și eu de. Eu sunt sclav acum, eu pot să mă consider sclav, robul jocurilor de noroc, sclavul jocurilor de noroc sunt eu personal. Adică eu muncesc de mai bine de 6 ani de zile. Și ți asumi afirmația asta că ești sclavul jocurilor? Da, eu mi-asum treaba asta. Sunt la modul cel mai serios, sclavul jocurilor. De mai bine de 6 ani de zile eu muncesc degeaba. Și de mai bine de din cauza jocurilor de noroc, nu mai zic că am o perioadă de depresie, de stări din alea așa de anxietate de aia gravă, nu mai mă tundeam, nu pensat, nu îngrijit, nu alea mă tundeam, eu care mă tundeam la o săptămână, am ajuns să mă tundeam la o lună jumate, nu mai mă îngrijeam, căzusem într-o stare de aia așa rău. În afară faptului că eu care eram înainte, cumpăram haine, cumpăram chestii, adică mai împăstram niște bani acolo, mai cumpăram ceva, am ajuns de nu mi-am cumpărat o pereche de încălțăminte de mai bine de un an jumate și o haină. Adică am ajuns într-un stadiu grav, eu nu mai am permis să mai plătesc datoriile în prezent. Am s-au acumulat datorii foarte exagerate de mari pe care nu pot să le mai înapoiez momentan. Și da, zic, singura soluție pentru mine personal și pentru toată lumea care este în același stadiu ca și mine, că sunt foarte exagerate de mulți, așa, să bani. Deci oameni care conștientizează, pentru că un om care nu conștientizează nu o să se autoexcludă niciodată. Păi trebuie să-și pună un semn de întrebare la un moment dat, cum i-am pus și eu de altfel. Adică, păi, tu zici că oricine va ajunge în punctul ăsta în care își va pune semnul de întrebare? Da, păi sunt persoane care și-au pus direct capăt zilelor, nu și-au mai pus semn de întrebare. Dar pentru persoanele, nu știu, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne văd, să-și spună un semn de întrebare. Păi stai așa puțin, de ce fac treaba asta? Eu cum am pus eu, bă, dar de ce fac treaba asta? De ce nu pot să mă opresc? De unde a plecat treaba asta? Și mi-am derulat viața înainte, în urmă înapoi. Înapoi. Și am văzut, bă, stai așa, eu am început dintr-o joacă, 10 lei, 10 lei, 10 lei, am câștigat, mi-am satisfăcut niște dorințe, niște plăceri pe care atunci nu mi le permiteam la vremea respectivă. Da, eram, de seama, copil fiind, de seama, nu mi le permiteam, că nu aveam salariu. Așa, și eu reintrând, mi s-a întărit conexiunile în creier și la vârsta, după 12 ani de joacă, s-a scurt-circuitat creierul. Și cât despre chestia asta, joacă de distracție și joc responsabil, este exclus. Nu există așa ceva. Deci de mine, că îți spunea și cei de la sălile de jocuri, operatorii, că domne, că ține de tine, domne, că e alegerea ta dacă vrei să intri sau nu vrei să intri. Păi adică dacă ținea de mine, eu eram atât de, știi, să mai intru, dacă chiar puteam să nu mai fac treaba asta, adică nu mai ține de mine. Eu personal și alții, vă garantez eu că la toți jucătorii se manifestă exact în același fel. Deci, toți ne manifestăm la același feeling, ceea ce simt eu, simte toți jucătorii. Deci la, da, fel, la fel se manifestă. Păi gândiți-vă dumneavoastră că e un aparat, e un calculator, da? Și gândiți-vă dumneavoastră că jucătorii ajung de are o conexiune cu ce credeți, cu aparatul. Vorbește, stai acolo și apești. După ce a băgat 1000 de lei, hai bă, dă bă ceva bă să-mi scoși eu banii. Hai bă, te rog eu, dă. Vorbești cu un aparat, vorbești cu un obiect, adică la modul ăsta. Și ăștia îmi spune că joci responsabil sau joacă de distracție. Pe cum adică? Dacă eu am să vorbesc cu un obiect, adică vorbesc cu păcana asta, hai mă, te rog eu frumos, vină la gură, dă, știi, la modul ăsta. Te rogi acolo la aparat, hai mă, dă-mi, te rog eu, hai că am băgat 1000 de lei, dă-mi banii înapoi măcar. Adică tu vorbești cu aparatul, vorbești cu un obiect și ăștia îmi spun mie că sunt un joc responsabil și că ține de mine în condițiile în care te-ai pierdut orice simț, orice rațiune acolo înăuntru, cât ajungi să vorbești cu peretele ăsta, să-i ceri la perete să-i zici, bă, mute-te. Și cei de acolo, nu că ține de tine, este alegerea ta, că mi-a dat autoexcludere, la fel îmi spunea. Că, domne, că degeaba ce dai, vrei autoexcludere, îmi spuneau cei de acolo, că o să vii să-ți o retragi înapoi. Serios? Pe cum adică? Îi spuneam, îi zic, că domne, chiar nu ține de mine, eu personal nu ține de mine și nu ține nici de alții. Vă garantez eu treaba asta, că nu ține de când ai gen, ani. Da, pentru cei care sunt la început, care au 5 luni, 6 luni, un an de zile, este perfect. Adică se pot opri acum, 5-6 luni, un an de zile, se pot opri acum să conștientizeze că dacă au făcut alegerea asta, o să aibă pe viitor o viață liniștită. Dacă continuă, o să stea numai supărat, numai trist, în stres, în nervi,
teroare, ai toate stările posibile. Deci absolut toate stările posibile le simți. Începând de la frustrare, te simți un frustrat, ajungi să te jignești, ajungi să te faci în toate felurile, ajungi să te urești, să te detești pe tine ca persoană, care de ce cauză? Minți, înșeli, furi, faci absolut toate chestiile și la un moment dat, băi, stai că tu știi că nu-i bine, băi, ce fac, bă, nu-i bine, bă, să fac treaba asta, dar tot faci, tot e chestia aia, tot minți, tot înșeli, tot minți pe toată lumea, tot faci chestii de care eu personal nu sunt mândru, dar asta m-a ajuns să fac din cauza jocurilor, știi? Adică mi-a zis mama ultima oară, s-a întâmplat ceva luni în urmă, după ce era luasem bani cu dobândă, luasem toate chestiile astea, mi-a spus dacă o singură dată mai aud că ai mai făcut ceva, ai mai pierdut, ai mai jucat, ai mai împrumutat de bani de alea, afară din casă, mi-a zis. Deci mama a început să plângă, s-a băgat în genunchi atunci și s-a băgat în genunchi și plângea și mi-a spus te dau afară din casă, nu vreau să-mi audă tine, știi? Și eu am muncit, am stat, nu știu ce, am stat cu minte o perioadă de timp, strângeam bani pentru o datorie. Și m-am dus la jocuri cu suma aia. Am zis, poate fac repede acum, măcar 2-3 mii de lei, să-i dau o lola 1500 de euro să scap. Și am pierdut toți banii, 3 mii și ceva de lei. Și trebuia să plătesc și aveam și alte plăți de făcut între timp și nu mai aveam de unde lua bani. Am plecat de acasă, m-am dus pe la țară. Cum am zis, mai că din condițiile în care mama plângea și s-a băgat în genunchi și a zis că s-a săturat că nu mai poate, că ea muncește zi de zi, zi de zi, zi de zi, stă plecată în 12-14 ore și eu tot am făcut treaba asta. Și ăștia îmi spun mie că ține de mine, adică părintele tău, că e mama ta, nu, e tatăl tău, se pune în genunchi și plânge și spune, bă, oprește de că ne-ai distrus pe toți, nu mai face treaba asta, te dăm afară din casă, să rămâi pe drum, să rămâi ultimul. Și tu tot faci treaba asta și ăștia spun că ține de tine. Greu. Nu înțeles. Deci nu ține de, nu ține de dependent, nu. Singura scăpare pentru toți dependenții de jocuri de noroc e să facă o bază de date, că se poate, e simplu. E vorba de, au miliarde de euro care... Da, deci nu, posibilitatea tehnică există. Există, nu, adică... Nu ne punem întrebări din punctul ăsta de vedere. Dar nu înțeleg de ce nu implementează treaba asta, adică, bă... Păi un calculator atâta trebuie. Nu este vorba de tehnic, este vorba de motivație. Nu există motivație deocamdată. Da, nu-i forțează nimeni, nu-i presează nimeni din cauza că atunci când s-au închis aparatele, atunci am fost, da, uite, vezi, m-am mințit când m-am jucat la aparate. Știți că a fost o perioadă de a închis aparatele cu coronavirus? Da, atunci am fost pandemia. Atunci a fost singura perioadă din viața mea în care am avut și eu, păi eram pe zero cu datorile și aveam bani. Și mă bucuram și eu de, am bani, mă uitam la mine, mi-a să cred că eu am bani. Deci eu acum dacă am, nu știu, 1000 de lei în buzunar, eu nu am stare. Adică mă duc în oraș, mănânc sau ceva, mă duc la jocuri. Și atunci a fost singura perioadă în pandemie, când au fost închise jocurile, că eu nu mă jucam online, așa, în care am simțit și eu că trăiesc, băi, am bani, mă uitam, mi-a să cred că eu am bani în buzunar. Deci la mine orice sumă de bani aveam, eu o pierdeam. Deci efectiv eu pierdeam orice sumă, nu stătea bine, aveam așa, eram stresat cu banii în buzunar. Aveam așa un disconfort, trebuia să-i pierd. Și aia a fost singura perioadă în care, în pandemie, atunci când a fost închise și a ieșit un domn, că domne, că nu trebuie să închide aparatele, că noi plătim, cum a zis, taxe de 800 de milioane la stat anual. Gândiți-vă la asta. Dacă, sunt taxele care vin pe gândiți-vă de la dumneavoastră așa. Păi dacă ăla plătește 800 de milioane anual, pe ce încasare are el? Și în afară de asta, și... Românii și-au pus întrebarea, sau cei din stat, din parlament, sau cei care primesc acei bani, 800 de milioane. Păi ăștia cu păcănelele produc ei ceva, banii ei se duc de la mine, de la toți jucătorii, se duc acolo, aia 800 de milioane de euro, de la toți jucătorii din toată România, se duc din banii noștri. Aparatele în sine, sălile de jocuri, cazinouri, ele nu produc absolut nimic. Deci toți banii care se duc acolo, la stat, se duc din banii poporului, din banii oamenilor, din banii copiilor, din banii familiilor care sunt, poate au salarii, nu știu, minim, păi lucrează un copil, că eu am făcut treaba asta. Aveam primul meu job, mi-aduc aminte și acum aveam salariul 1650 de lei, mi-a dat salariul, mi-a luat decât un singur pachet de țigări, un pachet de țigări, o doză de cola și mi-a spălat la mașină. Și restul i-am băgat la aparate. După 45 de zile muncite, la minus 18 grade, că era iarnă. Vă dați seama, adică eu am muncit 45 de zile și am băgat banii într-o jumătate de oră. Primul meu job, primul meu salariu. Adică la modul ăsta, că domne, că plătim taxe, păi voi nu plătiți absolut nimic. Jucătorii, adică noi sclavii, așa, vă plătim curent, vă plătim angajați, vă plătim taxele la stat,
vă plătim absolut orice, totul. Eu îți înțeleg punctul de vedere, dar știi cum e? Ei vin și spun, nu te obligă nimeni. Nu te obligă nimeni. Păi da, dar nu mă obligă nimeni, dar ca să mai vedeți o chestie, eu când bag, nu știu, sute de mii, când am venit din Olanda, că am fost plecat în Olanda, am venit cu 6.000 de euro, i-am băgat pe toți, 6.000, într-o sală de jocuri. Păi stai așa puțin, dacă câștigam 6.000 de euro, vă dau un exemplu, am băgat aia 6.000 și se întâmpla până din ultimii bani să fac, nu știu, 6.100 de euro, vedeți că mie mi-o prea, mă dădea, cred că mă dădea încă vreo 5.000 de euro din aia 6.500 înapoi. Păi stai puțin așa, dacă eu am băgat 6.000 și mi-am scos 6.100, tu mi-o prești. Păi vedeți, asta zic, adică totul e pentru ei. Da. Da, zic, adică pentru cei de la Parlament să vă implementeze acest sistem, să-i forțeze pe toți, cu toate sălile, să implementeze sistemul de autoexcludere și toate sălile de jocuri, fie ele mici, fie cazinouri, să ceară actul de identitate la intrarea în sală. Și totodată să implementeze acel sistem de autoexcludere. Că sunt săli în care, v-am spus, am autoexcludere și eu tot am pierdut bani în sală în care am autoexcludere. Eu m-am dus și... Pentru că nu este sistemul obligatoriu și nu este corect implementat. Da, asta zic. Adică e... Înțeles. Mihai, mulțumim mult. În primul rând pentru curaj, în al doilea rând pentru sfaturi. Îți dorim succes și ținem legătura. Da, vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație și sper ca toți copiii să ia acest exemplu ca atare, așa, și să nu joace exclus. Și asta e cel mai important, să nu intre într-o sală de jocuri. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc.